Deci gata, Bobiță, deci e toate curate, pieptănate, aranjate, tot. Băia, fii atent. Ce? Deci fii atent la treaba asta. Vezi mâna mea, da? Da, mă. Ia, vien. Ia, uite. Bă, tu vezi, mă, ce se întâmplă aici? Ce, mă, Bobiță, hai, mă, că mă grăbesc, mă. Bă, fii atent încă o dată. Ia uite ce se întâmplă aici, vien. Ia, uite-l. Ce, mă? Păi tu nu vezi degetul mic cum se ridică? De ce se ridică degetul mic așa? Explică-mi tu mie. Nu știu, mă, Bobiță, lasă-mă, mă, că am treabă, mă grăbesc, mă, trebuie să ajung, mă. Bă, și la tine e la fel? Ia, ia, vien. Ia ceașca de cafea. Ia, ia ceașca de cafea, să vedem. Iată, iată, al dracu s-a ridicat și la tine. Ai făcut-o special, este? Nu. L-a ridicat special? Nu, mă, Bobiță, hai, mă, că mă grăbesc, mă, că pierd microbuzul, mă, și trebuie să ajung la Slobozia, mă. Dar ce faci tu la Slobozia? Mă duc să cumpăr 3 bonsai de la florărie, Bobiță. A, bonsai, pe dar nu... Ți ajunge, mă, că ai corcoduș și ai prunea aia, acum ne trebuie bonsai. Păi nu știi, mă, că vorba aia care zice că dacă plantezi un pom, universul te ajută? Știi, și eu mi-am înșușit și eu vorba asta și am zis să mă duc să iau 3 bonsai de la Slobozia, că m-am gândit așa, Bobiță, că perii, merii ăștia de-i avem noi, copacii, până crește ei mari, durează până zice universul ceva. Și așa că ce m-am gândit? Mă duc la Slobozia, iau 3 bonsai din aia mici, știi? Ei e pitici, dar ei copaci maturi în toată firea, știi? Și-a rezolvat-o mai repede și-mi dă sănătate pe toată linia, fericire și bucurie. A, m-a gândit bine, mă? Te-ai gândit bine, bă, tu ai văzut să s-a ridicat și stângul, bă? Și ăsta are ghiulul greu. Ești soarele meu, ești viața mea, ești aerul pe care îl respir. Ha, ca lumea. Da. Ia, dar de ce așa veselie ce pe tine? Ai câștigat la loto, ți-ai și 4 numere, este? Nu, bă, m-am îndrăgostit. Mam, da. De cine? De mine. Băi, deci mie îmi place unul cu voi doi. Băi, știi, știi cum ești tu cu Dorel? Deci amândoi așa? Voi știți cum e fântâna aia nesecată? Arteziancă? Da, bă, o fântână arteziancă, dar nu cu apă, cu prostie sunteți voi. Dar de ce mă faci, mă, prostie așa ciudat, mă? Dorele, fii atent, stai aceea, nu pleca nicăieri, dă telefonul pe 112, fii pregătit să suni la poliție, la miliție, la salvare, la pompieri. Că ăsta vrea să explodeze, așa îl simt. Cum dracu vine asta, mă, ia mai zi odată. Pe ce, mă, că m-am îndrăgostit, mă, să mulțumim cu mine, bă. Deci, bă, Gianni, deci fii atent, că în afară de mine și de Bobița aceea, nu ai nimeni în jur, da? Deci cum adică tu cu tine, mă? Da, mă, cum vine asta? Explică-ne și nouă. Bă, băieți, ce să vă mai explicăm noi voi? Mamă, Dorele, stai cu telefonul pregătit, că spun că sărim în aer garantat. Aha. Zi, mă, nebunule. Bă, ei, mi s-a luat o pâclă de pe ochi, mă, de pe creier, înțelegi? Aha. Adică eu mi-am dat seama că eu sunt cel mai mișto om de pe pământ. Ia auzi. Bă, uite și tu la fața asta, mă, zici că a sculptat-o Dumnezeu în marmură, ești nebună, uite și tu aici, linii, volte, alea, de braț. Ce să mai zic de brațe, mă, că dacă merg pe aici pânsat în maiou, ești nebun să sperie lumea, că zice că am și cu armele la vedere, înțelegi? Armele, mă, înțelegi? Ratatata! Adică, mă rog, în fin. Bă, și când stau în curte așa cu mine, știi, și vorbesc seara așa, bă, eu când mă aud pe mine, deci eu mă prăpădez de râs, mă, băiat. Deci eu mă rup pe mine două la... Deci sunt tare rău de tot. Ești bun, mă? Bă, tot rău de tot, bă, băiatule, bă. Deci îți spun, și într-o seară, eu mi-am dat așa... Când stăteam eu seara așa frumos și vorbeam eu cu mine și mă distram în lumea mea acolo, bă, eu mi-am amintit ce zicea mămica, bă, când eram eu mic și nu s-a jucat nimeni cu mine. Că ea zicea așa, Gianni... Ești prost, mamă, ești prost. Nu zicea asta, mă, zicea așa, fii atent. Gianni, tu e soarele meu. Da, te trec. Nu e, mă, că e banana, mă, e gluma asta, nu că zicea așa, mă. E ca lumea, gluma mea. Ți-am lăcut, da? Nu, zicea așa, Gianni, tu ești cel mai bun prieten al tău. Dacă tu te placi pe tine, n-o să mai fi niciodată singur, singur. Mă rog, că era cu ecou în capul meu, cum ar veni. Înțelegi? Eu acum m-am prins ce vrea să zică mămica când era meu micu. Înțelegi? Și ideea asta mi-a intrat în cap așa și a prins rădăcini în sufletul meu. Adică ce vreau să zic? Că cel mai bun om, cel mai potrivit om pentru mine, sunt eu, mă. Ce să mai stau să explic în stânga, în dreapta, ce băiat giorno sunt eu, când eu știu de fapt, Bobiță? Înțelegi? S-a rezolvat asta, mă. Deci, încolo, e Gianni cu Gianni, tată. Cuplu anului, înțelegi ce vreau să zic? E cuplu anului, tată. Mie mi-a plăcut gluma asta, că nu, scuze, nu, mi-a plăcut gluma asta. Da, voi stați așa ca lemne, Dorele, du-te, aduci tu niște mici și o bere, să am și eu omul ăsta, l-am invitat în oraș, ești nebun la cap. Ce om, mă? Ia uite-l, mă, păi. Bă, stai, hai, mă, că nu e așa, mă. El l-a scos pe el, ia, paștele mătii de deget. El,
El l-a scos pe el în oraș, mă. Înțelegi? Gianni cu Gianni. Da, mă, acum ai înțeles? N-avem, n-avem nici mici, n-avem nici cafea. Dar eu spun, fii atent, uite-n coala mine, îți dau un sfat. Nu te duce prin sapaci pe la noi să le zici la ăștia că sunteți doi, că te iubești pe tine, că nu știu ce? Că mie că ăștia înțelege altceva și la bătaie. De mi te rând o percutează la pat de dragi de ea. De ce să mă bată, mă? Păi hai, mă, cum am stătura, mă, să atârn la toate ștersele astea care se dau ele marcă. Eu mi-am dat seama, e clar, cel mai bun prieten și iubit al meu sunt eu, mă. Bă, nebunule, vezi că și Dorel cel mai bun iubit al lui e tot Dorel, cum are tot el. Dar ăsta măcar nu iese din cameră cu el, da? Că e frică de bătaie. Nu, deci n-aveți mici, n-aveți nimic așa? N-avem, Gianni. Sau să te surzi amândoi, ha? Te-ai prins, mă, ce-a făcut acum? Adică eu m-am prins că e doi și a zis, sunteți surzi, nu ești surd. Te-ai prins. Nu vreți să mergem la voie? Da, bravo, eu. Superbitate, mergem unde vrei tu, ești nebun la cap, unde te duci, eu te urmez. Bă, bă, ce bine ne înțelegem noi doi, bă, ești nebun. Ia bă cu paia de nou, paia cu... Tu, ești soarele meu, ești viața mea, ești aerul pe care îl respir în mine. Vezi serialul pe Voio.